Haide să vedem ce a făcut Teo Zeciu împreună cu Bercea, Velea și Lectură. I-am convertit într-o sectă. Abonatul de astăzi este Gheară Noir. Abonează-te și tu dacă vrei să apari în următorul videoclip. Hai să vedem. Unge, care a venit special pentru noi. Eu nu contest puterea lucrurilor ăsta, contest apartenența lor. Pax Vobum Luciferis. Pax Vobum. Eu mă căcam pe mine de râs, vă zic de acum, dacă vedeam așa ceva, mă căcam pe mine de râs. Exact, eu nu știu, nu! Bine, uite aici. Ce reprezintă? Mi-a dat apă pe piept deja. Mi-a transpirat pieptul, mă, ești de bun. Nu, nu oprești toată treaba asta, deci că dacă ai făcut ceva și asta... Mă, tu îți dai seama ce... Deci tu îți dai seama ce e în capul. Cu toții cred că am auzit de Illuminati, de anumite teorii ale conspirației legate de anumite secte shady și cum manipulează aceștia, zvonuri de ritualuri precum vinderea sufletului, sacrificii pentru faimă și așa mai departe. Și m-am gândit eu... Chat, voi credeți în asta cu vinderea sufletului și nu Illuminati? Mie mi se pare o aberație un pic. E, Illuminati există, într-adevăr, este ceva, dar mie mi se pare un sefe asta cu vinderea sufletului. Nu știu, voi chiar credeți în asta cu a-ți vinde sufletul și așa? Nu știu, credeți în nebunia asta sau nu? Gen, chiar sunt curios de părerea voastră. O să-mi invit câțiva prieteni și anume Alex Velea, Lectură și Bercea sub pretextul că aș vrea să le propun ceva și să mă prefac că am intrat într-o sectă, ba chiar să-l chem pe maestrul meu și să vedem dacă îi convinc să intre și ei sau măcar să-i sperii. Bă, dacă mă chema acolo, mă căcam pe mine de râs, sincer, mă căcam pe mine de râs. Hai să vedem ce a ieșit. Știți de ce am vrut să vă chem și pe unchiul? De ceva timp am descoperit o chestie, gen, și am intrat și de atunci practic chiar am bubuit chestiile astea. Faza e că contează foarte mult și energiile, știi? Pe care le pui în videouri și care e așa. Poți să folosești energiile, niște chestii, știi? Nu toată lumea accesează energiile astea și despre asta vreau să vorbesc, gen. Și am chemat și aici pe cineva, o să vă explic de ce e vorba. Am un om care m-a ajutat cu o chestie. Mă, eu cred că Teo ne aduce aici un rabin din ăla să facă spiritism. Da, cum ar fi? Eu practic așa așa, 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 așa. Salut, vreți să-ți aduc ceva de băut? Salutare! Salut! Salut! Nu trebuie mai evenimente din genul ăsta, să vom da lumea și vom îmbrățișează și dacă vreți, fără niciun fel de probleme. What? Dăm mâna și ne îmbrățișăm la sfârșit, dar până atunci ce are? Salut! Da, salut! What? Nu stai jos, zici că stai în cap. Eu le-am făcut prezentarea înainte, gen, le-am zis cumva, dar nu am intrat în subiect ca să vii și tu și să... Da, latră, Brian! Eu sunt Robert. Salut, eu sunt Alex. Salut! Ionut. Eu sunt aici pentru a intra într-un soi de relație cu voi și pentru a explica cumva sau am explicat prezența. La un moment dat am cerut undeva de sus, de la divinitate, un dar. Și mi s-a dat acest dar. Sunt anumite entități care lucrează cu noi și cumva se bucură împreună cu noi. Și treaba asta are legătură cu Dumnezeu sau cu ce te referi? Are legătură cu niște îngeri ale lui Dumnezeu, cu niște entități. Cândva în istorie noi am uite, fost uite, vizitați la și a zisele civilizații extraterestre. Eu nu cred în asta, eu cred în Dumnezeu și atât simplu. Voi cum sunteți cu părerea asta cu Dumnezeu și așa? Credeți în Dumnezeu? Credeți că este ceva sus? Eu nu cred neapărat în chestia asta cu Dumnezeu, dar cred că este ceva care ne controlează și că destinul nostru este scris de dinainte ca noi să ne naștem. Brian, tu ce crezi despre asta, tati? Tu ce părere ai? Brian, nu știu dacă are vreo părere, dar voi ce părere aveți? Din chiar sunt curios de părerea voastră despre tot ceea ce se întâmplă pe zona asta de Dumnezeu, Illuminati, pe zona de Buddha și oameni care, să zic așa, oamenii care ne-au dat nou, ne-au creat pe noi și așa mai departe. Mi se pare că ăsta e un film acolo în care se încearcă, gen, este o chestie care și ajută, pentru că mulți oameni fără chestia asta n-ar putea să-i ghideze în viață, dar mi se pare că este și o prostire pe față pentru, cum se numește, pentru a lua banii oamenilor din medii mai subdezvoltate. Adică eu văd că da, există ceva care controlează tot, care sus veghează și așa, dar nu văd că este gen cum este portretizat efectiv, cum este portretizat propriu-zis în momentul de față, nu știu, nu știu, înțelegeți ce zic? Îi numesc nefilime, alții numesc canonari. Da, cred în evoluție. Fel și chip s-au numit în... Îngeri de căzus, nefilim. În istorie și așa mai departe. Care e scopul? Adică... Era cumva ce o introducere, o să înțelegeți. Dar darurile pe care ei le oferă sunt daruri fizice. Adică, și concret. Cum ar fi? Ce fizic? Prima dată vreau să vedem pe rând ce spun despre voi ca să putem să ne orientăm. De exemplu, vis-a-vis de tine, îmi spun aceste entități că la un moment dat în viața ta...
Bă, eu chiar sunt curios dacă și-au dat seama sau nu, bă. Ai spus că ai face orice ca să fii văzut în această viață. Într-o viață anterioară? Sunt sceptic așa un pic la asta cu vieții. Nu cred nici în reîncarnare și în astea și în viața anterioară. Ce era la fel? Ce era la fel popularul? Cred în viața de apoi, cred în viața de apoi. Cred în viața de apoi, dar în asta că mă reîncarnez în... Încă în ziua de aia ni se ascund foarte multe chestii, gen. Până găsești pe cineva care chiar să ți le zică exact așa cum se. Ce tu zici că poți să canalizezi toate astea spre a amplifica valorile individului sau la ce te referi? Da, amplifica și a dobândi anumite valori și anumite haruri. De exemplu, nefilii îmi spun că în momentul ăsta aici în cameră sunt doi oameni care au confuzie morală, adică nu mai știu ce e bine și ce e rău. Bă, eu nu înțeleg cum naiba nu s-a căcat pe el de râsul omul ăsta, gen, pe care l-a chemat Teo acolo, eu asta nu înțeleg. Gen, nu înțeleg cum, bă. Cum poți, gen, să vii acolo să zici toate astea, gen, să fii așa de serios, gen, ori omul ăsta chiar crede în asta, ori... Pentru mine, e, Andrei, wow. Aruncă spiritual, timiditate excesivă și probleme, nu am te exprima pe tine, te exprim pe voi? Una ori, da. Ok, de primit poți să-ți dea darul ăsta în exprimări. De exemplu, ei știu, vis-a-vis de exprimarea ta de sine, că vine dintr-un atașament emoțional, foarte vechi. Atașamentul la emoțional stă în subconștientul tău și îți blochează exprimarea. Nefilii îmi spun ceva și despre tine și încerc să pricep mesajul lor. E vorba de un sentiment de apartenență pe care nu-l mai ai. E un proces karmic. E o chestiune legată, dacă înțeleg eu bine, de la... Asta mi se pare SF, sincer. Mi se pare SF rău de tot. E că nu mai știu cui îi aparțin. Nu mai știu cine sunt. Chiar și acum treci printr-o... De ce crezi, dacă crezi în evoluție, Dani, din punctul meu de vedere, animalele în momentul de față evoluează toate. Nu cred că câinii de acum 20 de ani sunt la fel ca câinii de astăzi și așa mai departe, să știi. Diferența emoțională. Trebuie să prind mesajul ăsta cum trebuie ca să poți să-l și exprimi. Ai o sensibilitate vis-a-vis de latura feminină din viața ta. Am pe nevastă, o iubesc, îți dai seama, nu, clar am un sentiment puternic față de ea. A, zici că din cauza că m-am însurat sau asta și nu mă simt liber, adică te referi la treaba asta? Faza e că informațiile astea vin cu ambigu, trebuie să te prinzi tu de ele. Da, bă, asta cu ambigu, bă, mă, e spargere rău de tot, în chestia asta cu totul ambigu. Bă, mor, bă, pe chestia asta, totul vine așa, nu știu. Nu mă simt liber din punct de vedere psihic, să zic așa, știi? Poate. Păi și despre ce e vorba? Uite, nu vine adevărul aici? Oarecum anumite complexe, anumite chestii pe care poate că vrea să le spun, dar nu pot. N-ai cum să faci ceva fizic ca să le demonstrezi, gen? Da, am cum să Ia, fac. Ia, chiar vreau să văd, chiar sunt curios ce o să facă fizic. Dar pentru că Alex nu crede. Ba da, mă, nu că nu cred, dar spun că eu cred mai mult în, adică cred în... Bă, dar eu nu înțeleg, bă, cum vorbeau ăștia. Nu, mă, că eu nu cred. Dumnezeu, știu că sunt oameni care au hard de ăsta, știi? Bine, uite aici. Ce reprezintă? Ce reprezintă asta? O simți? Nu-mi dau seama. Mi-am mai făcut așa asta. Du-te, dracu! Da, mă, așa făceau și mie bani, dar eu nu simțeam, frate, și mi-au zis că eu am o legătură prea strânsă cu Dumnezeu, nu... Mi-a dat apă pe piept, deci nu? Hai, bă, du-te de aici. Dă-mi niște apă, coate. Ce reprezintă asta? O să mă șterg, mă, că iau și asta. Da, mă, da, ia. Bă, dar gen Velea știa, nu? Gen Velea a fost complicele lui Teo, cum ar veni, nu? Așa este energia lor, în care, celor în care tu nu crezi. Bă, ce mi-ai făcut cu boala, mă, ce zic? Nefilii îmi spun că tu ești un ales al lor, chiar dacă nu crezi în asta. Să nu fie de la ceva. Ai luat un prior ca ceva? Am luat prior ca ești nebun. Căutai scuze. Nu te speria. A transpirat pieptul, mă, ești nebun. Nu te speria, poate să oprească chestia asta, dar gen a trebuit să fac asta nu, ca să nu se demonstreze. Nu, că nu e rău, dar mi s-a deodată așa, ca un pusel de ăsta de căldură, deodată. Asta este energia nefilimilor, cei în care tu nu ai crezut până acum. O voi lăsa să se manifeste în tine până când vei înțelege că e reală. După care o voi opri. Și o să fac, o să transpire ca nebunul? Entitățile astea sunt cu mine tot timpul. Teo nu mai poate, bă! Plățile astea sunt peste tot. Și sunt mai... Bă, sunt curios dacă ei și-au dat seama mai repede sau mai încolo. Gen, chiar sunt curios când și-au dat seama. Au luat de cu noi și sunt capabile. Poate gen să ne ofere și nouă din capabilitățile astea. Bine, cât poate. Nu depinde de mine. Da. Depinde. Da. Iar Tom, cât te întrerup. De unde ai abilitățile astea? Le-ai dobândit sau cum le... Da, eu sunt curios, uite, cum sunt oamenii ăștia vrăjitoare și așa mai departe, care încă există. Eu chiar sunt curios. Ce faci, Brian? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Eu chiar sunt curios, gen, oamenii ăștia care se dau ei vrăjitoare și așa mai departe. Care-i filmul, gen? Bă, da, gen, sunt oameni care se duc și plătesc să le fie ghicit de vrăjitoare sau să le fie citit în palmă sau de astea. Astea mi se par SF-uri, boss, gen. Deja mi se par SF-uri din alte puncte de vedere, nu știu de ce. Dai mai departe. Eu le dau mai departe prin punerea mâinilor. Eu le-am primit direct de la ei. A, de asta ai zis cu mâna la început? Da. De asta, prin mâinile mele, ok, opresc energia respectivă.
Altfel? Dacă opresc. Păi da, okay. Mi-a trecut, am avut un... Ți-am zis așa, că am pus el de, nu știu, de căldură, am simțit tot ceva. E regulă. Dar mi s-au... mâinile meu, mi s-au răcit, s-au înghețat un pic. E o bucurie de fiecare dată când ei se manifestă. Și se pot manifesta în fizic. M-am panicat, vreau să zic, m-am panicat un pic. Așa, dar nu pot să-ți explic, nu știu cum să-i spun. Întinde-te un pic, mă. Nu, sunt ok. Oricum ar fi... E o mare bucurie să te cunosc pentru că ești unul dintre aleși acestor nefericiți. Mersi, apreciez. Poți să le explici genii dacă ar intra în chestia asta ce s-ar întâmpla efectiv? Dar ce înseamnă în asta, să intri în asta? Adică ce? Ca o sectă sau ce? Știu că sunt întrebări, știu că ai întrebări multe tu, cel puțin. Bă, știi care treabă? Na, eu am învățat în viață să... Știi cum e? Eu cred în ceva. Da, și nu... Și el în ceva îl respect, nu da, încerc nu, să-i nu schimb încerc gândirea. Pe ce presupune exact și care sunt riscurile? Adică ce treaba asta? Eu înțeleg, adică ce e chestia asta? Data trecută am pus întrebarea asta, deja au mai fost încă două replici și s-a dus. Vreau să mă retrag într-o... Te poți retrage oricând, numai că nu o să mai vrei. De moment ce buci din energia asta, nu o să te mai vrei. Are ecou în viața mea, ce se întâmplă, ce mi-a? Singurul ecou în viața ta este să nu-ți crească orgoliu, este singurul risc. Riscul este să pierzi sufletul în momentul în care te-ai afișat cu lucrul ăsta. Puteți să lăsați copiilor voștri lucrul ăsta, puterea asta. Și mare grupul ăsta vostru? Din toată lumea. Tu ai fost mă la de asta? O dată. Bă, nu știu, eu nu... O dată. A fost și eu. O dată. O dată. N-am, adică, eu nu sunt confortabil cu așa, adică eu sunt ok așa cum sunt și dacă e să vreau mai mult, fac pe putere mele, dacă da, e da, să fie, dar până la urmă, de care treabă? Am, ok, am, da, uite, dacă stau să o gândesc așa, am 24 de ani, am copil, am soție, am casa mea, am mașina mea, nu sunt dator la nimeni, n-am nicio problemă cu nimeni, dar îmi e bine așa cum sunt și dacă e să vreau mai mult și să... Ce presupune asta? Ce, cum te înscrii? Sau cum te înscrii? Cum te înscrii? Depui o cerere anexată dosarului și poți să te înscrii lăsând cererea la office@teozeciusecta.ro. Asta mi se pare cel mai ce mai cool chestie. Cum te înscrii în așa ceva? Dar și mie mi se pare gen ce trebuie să faci, gen trebuie să depui un jurământ sau ce. Ce părere ai despre horoscop, întreabă Ștefan. Bă, horoscopul sunt niște chestii general valabile care o se potrivească la o mare parte dintre oameni, astfel încât pe o mare parte dintre oameni o să-i facă să creadă că chestia este reală, nu știu, mie asta cu, nu știu, nu m-am interesat așa de mult despre astrologie și zodii, mie mi se pare un pic bullshit reală, mai ales că ăștia au zis că acum a mai apărut o zodie nouă, Fiucus, care aparent eu sunt o Fiucus, ca idee, nu? Hai să nu uităm continuare. Un formular. Cum te inițiezi? Mai bună întrebare, da. Bună întrebare, inițiere. Prin punerea mâinilor să faci inițiere. După care fiecare e liber în fața conștiinței, dacă va continua cu asta, dacă îi place puterea pe care o primește, dacă nu îi place. Credeți-mă că e ce trebuie. De ei sunt aici cu noi. Fiecare vă știți, da. Sunt doi acum. Cu mine. Doi ce? Unul stânga, unul dreapta. Doi nefilii. Sunt două ființe. Entități. Două persoane. Sunt vii. Deci eu putem să-i vedem? Sunt persoane vii. Nici eu nu-i văd tot timpul. Ok, să-l lași, că putem să-i vedem. Nici el nu-i vede tot timpul. Ba, asta cu spiritele mi se pare un pic, mi se pare un pic film. Da, lectura seamănă un pic cu Robert Metecam. Păi da, mă, nu. Cred că vrei să-i și filmezi, să faci și vlog cu ea. Știu absolut tot. Toate informațiile pe care vi le-am dat. Da, mă, dar tu ești și persoană în plana publică. Adică nu e să zici că eu dacă dau un Google, aflu 3 minute și pe cât ai născut și cum o cheamă pe măta și pe tata. Nu e vorba de net. Gen, că știe chestii și despre oameni care nu sunt cunoscuți ca voi. Ce vârstă ai tu? Eu am 35 de ani. 35-40 deja e generația Facebook. Nu sunt genul cu internetul tău, știe că dacă am ceva despre păi, da, pe hârtie. Atunci când vrei să fii mai cu spiritualitatea mea. El trimite scrisori prin poștă cu porumbelul. N-aveam de să știu despre copilăria ta și gândește că a fost un moment important. Dacă te vezi pe cineva din grup care să spunem că e persoana publică și tu să afli din copilăria ta, n-aș putea să afli din el, vreau să ne povesti că era așa. Ne abatem de la subiect. Da. Hai să, na, care vrea să se implice în asta, eu sunt eu sunt bun, deja. Eu nu sunt. Eu se oie, voi dacă vă ascultăm. Chiar sunt curios de părerea în lectură. Ei, Brian, ce faci? Prefer să se rămână așa. Și eu prefer să nu zic un răspuns acum că vreau să mă mai gândesc. Nu, acum ai activat noi să pleci anul. Ești vorbește acasă și nu, te sfătuiești. Singura chestie Achiris voyager, cred că sau ceva de gen, sau Alia, ceva. Fiecare dacă vrea să implice, se implică. Dacă nu vrea să implice, nu se implică. Ce rugăciune? O rugăciune prin care îi mulțumim celor care au venit ca să ne onoreze cu prezența nefilii. Îngeri. Ortodoxia învață să se rugă. Păi stai un pic, deci aici mi se pare altă prostie, deci tu te rogi la niște îngeri căzuți, care îngerii căzuți până la urmă, gen căcat, îngerii căzuți
Dar mai trebuie să mai fie cu rugăciunile, nu? Rugăciuni. Nu e o problemă. Deci învață să te rogi la Dumnezeu. Da, la Dumnezeu. Da. Ei, sunt intermediar cum ar veni. Da, nu știu. Mie mi-e că spus așa, mi se pare să nu fiu un paravan, știi? De ceva malefic, dar cu faina lumini. Da. Eu știi ce propun? Despre la Caritas. Știi ce propun? Da, da, fix asta e, fix Caritas, gen. Mie așa mi se par toate chestiile astea, gen. Mi se par mega, mega Caritas toate filmele astea, nu știu de ce, dar așa mi se par mie. Mi se par Caritas toate nebuniile astea. Mi se pare că toate chestiile astea încerc să te vrăjească. Pentru cine e în București 2019-2020, 2018-2019, știe foarte bine ce s-a întâmplat cu schemele alea piramidale care se învârteau în promenada. Da, nu știu, mie astea mi se par filme, gen. Mi se par filmele Matrix. Care ce simte, după aia luați o decizie. Ascultați-mă. Eu știi care e treaba. Ascultați-mă. Am fost când am fost și cu aia, cu șaman, au adus, nu știu, din toată lumea și am zis, băi, nu fac așa ceva și nu mai încă ai crezut de mine. Dacă vreți, eu mă uit, n-am nicio problemă cu voi, nu vă deranjez și stau aici în spate. Nu am mai auzit de lucruri din asta. Mie sună ciudat, da. Dar și lectură e, bă, și lectură e, lectură e, cum zice? Ascultă-mă, nu contest puterea lucrurilor ăsta, contest apartenența lor. Trebuie pur și simplu să stăm și să ne conectăm la energia aia și el zice tot. Și la nefilim. Vino aici, unchi, vino aici la mine. Poți să stai aici. Dar nu fac de asta să mă nu, doar să vii aici, ca să nu canalizeze cumva energiile în două direcții, știi? Bă, deci fii atent, că nu mi-e frică lumea asta, dar doar sunt așa puțin curios, da, mă, dar nu vreau să iau parte, înțelegi? Adică da. Nu te spăra, pe mine vreau să iau parte. Bă, eu stau aici în partea asta, nu știu de unde. Bă, să nu se împartă energiile. N-are nimic. Nu să zice că nu e... Cam, bă, așa am făcut și în bari, lasă-mă cu... Na, că nu vreau să vorbesc. Bine, vină măcar aici. Iau, prind așa, prind. Eu vă mulțumesc tuturor. E plăcerea mea să vă ofer din timpul meu câteva minute. Mulțumim! Și să mulțumim, dragi îngeri, care ați venit special pentru noi pe acest pământ, ca să ne dăruiți și să ne înzestrați cu harurile voastre. Mulțumim nefilimilor, celor care... Deci înger sau nefilim? Deci cu cine? Deci care e combinația? Cu e combinația până la urmă? Ați avut grijă să puneți noi din darurile și chipul vostru și din tot ce e din cunoașterea. Cel... Zi mai tare! Pax, vobum! Iesus Christi. Zi mai tare un pic. Ceris, Pax, Bobu. Bă, mie mi se pare foarte amuzantă chestia asta, să știi. Nu-ți place? Am zis că ești ales, bă. S-a întâlnit veselită atmosfera. Da, ce mișto. Bă, hai și voi, ascultați. Da, mă, ce mișto e atmosfera. De ce râzi? Da, ia uite și pe unchiul ce veselie. Ia mă, lasă-mă, da. Pe nebun, ia uite-l. Oricum, eu nu v-am chemat aici să mă las la mișto. Nu te rog, ăla mișto. Bă, Teo nu mai putea de râs, Teo se căca pe el de râs. Unchiule, tu ce simți acum? Ești semn cu el, ești mare așa. Da. Eu am un veselit cu tine acum. De ce râzi? Cum a zis așa, nu știu, a zis într-un fel anume, nu știu că ești mare, așa, știi? Mamă, ce bine mă simt acum. Bă, deci știi ce simți? Îți vine așa o putere înăuntru, gene, și poți să faci ce vrei tu cu ea. În cele... După un șat de tequila. Tu ai vorbit în latină? În latină, da. Și ce ai zis? Steaua dimineții și Luceafă. Luceafă, nu. Este cu noi. Păi tu ești cu Satana. Nu e adevărat. Nu este... Păi este steaua... Morningstar. Morningstar. Nu-l disrespecta, te rog. Bă, de asta a zis, Teo. Stai puțin, că asta a zis acum. Teo, dimineți. Bă! Teo, ori mai putea. Nu, ce e gata? Nimic. Nu e, sunt prietenii mei, dar câteodată sunt obraznici. Teo, nu mai poate. Acum cu tot respectul și asta, oprești toată treaba asta de aici, că dacă ai făcut ceva și asta, că dacă nu, iese urât. Am înțeles. De ce se urât? Acum ați văzut cu toții puterea lor. Nu mai văzut cum am schimbat de la 0 la 100? S-a oricum, sunteți cu toții băgați în asta, realizați, nu? Nu. A făcut chestia asta și sunteți toți băgați. Ia mă, nu există așa ce, bă. Stai jos! Când putem să le folosim? Stai jos! Stai jos! Ce putere? Puterea pe care am luat-o, cine a luat? Ce înseamnă că iese urât? E o expresie, mai așa. Trebuie să filmez ceva. Mă, Teo, ce-i viața mea? Haide, bă, Teo. Cum te simți acum? De ce oprești? De ce oprești? Pentru că nu e ok. De ce? Fii atent, viața mea. Oprește aia, eu sunt mai de la Creva, înțelegi? Și nu vreau să dăm în altele pe aici. Ți-e frică? Nu că mi-e frică, dar nu mi se pare normal. Adică nu vreau cu totul altceva. Andrei, e prank, uiule. Uită-te la vele, uite-te că râdem toți. E prank. Aveam camera pornită. Poți camerele pe aici. Dar nu mergea. Le-am oprit becurile, să nu se vadă că zrei. Bă, să se vadă. Dar oare o știau, mă, știau sau nu? Bravo, Teo, ai
jucat bine, ai fost bun. La final nu mi-a venit să cred ce mi-a venit să fac. Asta știau nu sau nu? Să facă pe nebunul. Dacă tu păi da, așa trebuia făcut. Cadre, când eu tot învârteam capul, știi ce făceam, nu? Mă uitam, îți dau cuvântul meu, să pun mâna în caz de ceva să dau în el. Da, bă, cum era, mă, să ridice Bergea să-i bage capaclul ăsta, bă, cum era, vreau. Știți, dar eu tot timpul... Dar și Alex a jucat-o bine, chiar a jucat-o bine. Eu am fost tatăl nostru care ești în genul. Dar mi-ești dator că n-am făcut vreo nenorcine pe aici. Că eu voiam să iau să dau. Eu facem. Bă, te iubesc, nu te supăra pe mine, frate, te rog. Mă gândeam, deja gata, mă duc, ziceam când trecem acum, trecem drept pe la pro, pe la mănăstire ăștia. Acum fără mișto, cu un efect special că tu când făcuți așa o dată? Nu mă transpirați așa tru. Nu, dar ce și funde aici așa, un ambur sau praf, cred. Nu cred, nu cred. Noi, eu oricum mă simt prost toată seara, că ăsta e... Bă, dar și mie mi se pare că sunt un pic căcați pe ei, da, gen, nu-mi dau seama, gen, dacă, gen, ei și-au dat seama că te-au cam râs. Bă, eu pe bune zis, eu sunt cu Dumnezeu până la moarte, eu n-aș fi făcut în viața mea așa ceva. Păi da, eu apreciez maxim. Adică eu chiar cred, nu știu, mi se pare ciudat, gen, mi se pare foarte, foarte ciudat, efectiv, toată experiența asta. Sunt curios de părerea voastră în secțiunea de comentarii și aici în chat. Cum vi se pare experiența asta pe care a făcut-o Teo cu băieții? Și sunt curios de clipul cu Inisebi și mai era cu cineva, era Inisebi și cu încă cineva, mai făcut clipul ăsta cu cineva. Chiar sunt curios, gen, de părerea voastră. Asta a fost cu clipul ăsta, v-am pupat. Anunțăm câștigătorul și ne jucăm un LOL.